aici, tați că aplauzele oricum știu că sunt băgate în montaj. Regulile concursului nostru sunt simple. Avem 3 aproape bărbați și un juriu format din 3 casnice disperate care vor judeca, vor juriza ținutele acestor potăi. Calificativele noastre sunt următoarele. Bravo, s-ar putea să ai stil sau nu ai stil. Dar fără alte cuvinte, fără altă vorbăraie, să invităm primul concurent, Alex! Alex sau Adonis, cum îmi place mie să-i mai zic, uitați-vă. Alex, observ că ai adoptat o ținută îndrăzneață pentru azi. Unde mergi cu această ținută? Am ales această ținută pentru că mi se pare că este o ținută originală cu care pot să mă prezint oriunde, un oraș, club, biserică și mă simt bine așa. Foarte bine, foarte bine, năstrăbanule! Haideți să vedem ce zic și colegii tăi despre tine. Tati, îți țiplă în ținuta ta. Să mor la câte mine. Dacă tu te zici bine hainele tale, nu contează cum se simte alții, m-ai înțeles? Mulțumesc, Gianni. Oh, cât îmi place solidaritatea masculină! Haideți să vedem ce zic și femeile. Vreau să zic juriul nostru drag. Spune-mi, Alex, cum ți-ai ales această ținută? Băi, am deschis șifonierul, am luat tricoul ăsta, era singurul curat și l-am luat pe mine. Era singur. Și am luat blugii ăștia, care erau singurii călcați și la plecare am luat tenis, pentru că doar pe ăștia. Tricoul tău este nou? Nu, e spălat cu permol. Alex, știi ce-mi place cel mai mult la ținuta ta? Doza de masculinitate emanată de urma de deodorant de la subrațul. Mulțumesc frumos, m-am dat cu spray și a rămas urmă. Bun, și acum să vedem calificativele juriului. Alex, s-ar putea să ai stil. Alex, nu mai folosi permol. Alex, eu cred că meriți o șansă. Bravo, s-ar putea să ai stil. Bravo, păpușer, 2 degete mari și unul mijlociu. Foarte bine, târfă masculină, du-te la loc. Invităm alături de noi următorul concurent, Gianni! Să bată vântul și ploaia, eu fac bani și-n Himalaya. Unde fac eu banii, pachete, dușmanii, nu leg doar pietre. Și ia zi, bondocel, tu cum ți-ai ales această ținută? Tati, știi cum să treaba? Nu eu am ales ținuta asta. Ea m-a ales pe mine, m-ai înțeles? Am avut norocul bunătul Dumnezeu că n-am avut alea zepi, uite, că deja din magazin ești de bun la cap. Ticăloasă mică. Stai cu minte, bă, de bunule. Da. Bine, hai să vedem ce părere au și băieții. Ce părere să ai băiteau ca să stau de firmă, ești nebun la cap, tati, ia ce... Știi ce nu-i de firmă la ținuta ta? Ce? Tu. Ia uite pe ăsta mâncat și a mai răs, ești nebun la cap, sărac care muncește de la 8 la 4. Ok, haide să vedem ce părere are și juriul nostru. Da, nici nu știu ce să zic, cu bulerul articat așa, plus ochelarii apă cap, plus atitudinea asta așa libidinoasă, nu știu, îți dă o notă de... Vezi ce zici, că am as la loft. Bravo, s-ar putea să ai stil. Așa, tati. Ai și artificii? Am și unicorn domestic, dați la vila din Miami. Vai, du-te la loc, potnașule, ne vedem în spate. Adică vreau să te văd în spate, la mine. Mă rog, nu contează. Haideți să invităm și ultimul prăpătit de azi, Mane! Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am filmat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Și ia zi, săracule, tu cum ți-ai ales această ținută? Păi n-am ales-o eu, că mi-a dat-o de la muncă. Da. Am luat și eu ce-am găsit când aveam măsurile mele. Am luat bucanci 45, vesta e XL și cască universală, că așa are toată lumea. Și unde te-ai propus să mergi așa? La muncă. Nu, chiar miroase a 8 milioane jumate și bonuri de masă. Bun, hai să vedem ce zic colegii tăi despre tine. Eu în locul tău la ținuta asta aș adăuga un ceas să știi la ce oră trebuie să mergi acasă
și niște ochelari de soare, pentru că voi lucrați foarte mult în soare și să nu-ți afecteze vederea. Păi da, dar vezi că dacă nu iei bacul, ești obligat să porți ținutul ăsta. Ok. Și juriul nostru ce părere are? Da, ținuta asta îți dă o notă de bărbat autentic. Bă, feroce, mă, bă. Doar că e în desconcordanță cu chilioții, care, cu părere de rău, cam par rupt în cur. Să știi că am simțit și eu ușoare urme de frână. Îmi pare rău, dar nu ai stil. Îmi pare chiar foarte bine. Chiar nu ai stil. Bravo. S-ar putea să ai stil. Pe bune? Că... Ce? Dacă lucrezi în străinătate, face bani mulți. Mulțumesc, poroptitule, du-te la loc. Dragii mei, aceasta a fost ediția de azi. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Și până data viitoare, domnii mei, dacă nu știți cu ce să vă îmbrăcați, rămâneți îmbrăcați. Ciao, ciao!